incredibil, Cristi Burcea ar fi lăsat-o gravid pe iubita unui personaj controversat. Am trimis-o să i-cer bani, nu s-o fe. O să vad Burcea. Caz incredibil în lume mondenă. Cristi Burcea ar mai fi făcut o victimă, iar aceasta ar fi nimeni alta decât iubita lui Florin Adrian Secureanu, fostul manager de la Malaxa. Triunghiul amoros a fost scos la iveală de o anchetă realizată de Cătălin Tolontan. Conform acestuia, în 2017, când Secureanu i-ar fi cerut iubitei sale, Eugenia Chiriac, zis Verbi, să meargă să împrumute niște bani de la Cristi Burcea, însă rezultatul n-a fost tocmai cel scontat. Între Verbi, omul de încredere a lui Burcea s-ar fi aprins o adevărat idil. Ba mai mult, câteva luni de zile mai târziu, Secureanu ar fi aflat ce iubita lui este înzărcinat, lucru ce l-a înfuriat teribil. Florin Adrian Secureanu este fostul manager al spitalului Malaxa, trimis în judecat pentru fapte de corupție. El iubita sa, Eugenia Cristina Chiriac, au ajuns în atenția public atunci când au participat la o gală la Londra, acolo unde Verbi s-a dat drept Gabriela Firea, primarul capitalei. Ia ce a scris Cătălin Tolontan pe blogul său. Du-te să iei niște bani cu un împrumut de la Burcea, i-a spus Secureanu iubitei lui, Eugenia Chiriac. Fostul manager de la spitalul Malaxa era în arest, în primvara lui 2017. Vorbete la telefon cu Cristi Burcea, el aflat în închisoare. Burcea de dispoziție, prin intermediari, ca împrumutul să ajungă la Verbi. Dar, în întâlnirea care are loc chiar în locuina dinamovistului, între Verbi unul dintre oamenii de încredere ai lui Burcea se iese rapid o poveste pasională. Tipul este de vârsta ei. Arată bine, ca un rezident în sala de forum, nu în ultimul rând, e solvabil, ceci are câteva apartamente de închiriat. În casa lui Burcea, Verbia banii îi înfilează loialitatea. Nu doar pe cea romantică. Verbi tine multe despre banii negri ai lui Secureanu. Cei doi se plac mult. Aventura continuă acum, mult după ce Secureanu a ieșit, povestește unul dintre prietenii tânărului care i-a sucit capul lui Verbi. Când directorul de la Malaxa se întoarce acasă, la jumătatea anului 2017, pentru a fi judecat în stare de libertate, el simte ce ceva nu e în regulă. Iar obiceiul conspirativ de a vorbi de pe telefoanele Eugeniei, iubita cu 28 ani mai tânără ca el, îi provoacă bărbatului matur un ochi. Scormonitorii gelos, Secureanu se prinde în toamnă ce Verbi are pe cineva. Plus ce, exact în această perioadă, ea rămâne însărcinat. Iritat, Secureanu începe să dea telefoane apropiailor lui Burcea, ca să descopere cine e tipul după care Verbi e cezut în cap.
BII, fetele care orbitează în jurul lui Borcea nu sunt dui la biserica ce le înregistrează. Într-una dintre convorbiri, Secureanu se aude cum strig, am trimis-o la Borcea ca să-i dea bani, nu ca să fie îndosevat Borcea. Între timp, medicul se lemure te ce vere bitere iete o idiltorit nu cu Borcea, care e el benuit pe nedrept, odat, într-o chestie sentimental, ci cu unul dintre beiei de casai din Amovistului. Secureanu are mai multe motive să fie furios. Secretele sale nu mai sunt în siguran. Nesbuit ca în orice amor veritabil, Verebi îi povestete partenerului său clandestin locurile unde Secureanu ține o parte a banilor aurului. Îi vorbete despre prietenii din urmei din setereintatea lui Secureanu. Despre legăturile cu Italia. Povestea se transformă în ceva foarte periculos,